Iubiți ascultători, Duminica întâi după Rusalii este dedicată pomenirii tuturor sfinților, câți au existat și câți există în istorie. Știu și neștiuți, de toate categoriile și vârstele, învățați sau neînvățați, bogați sau săraci, trăind în lume sau în sihăstrii, virtuoși sau păcătoși și așa mai departe. De aceea ea poartă și acest nume de Duminică tuturor Sfinților. Nimic de altfel mai firesc ca după Rusalii să fie pomeniți toți aceia care au atins Sfințenia tocmai pentru că au conlucrat cu Harul Sfântului Duh care s-a revărsat peste lume după evenimentul Cinzecimii. Toți aceștia sunt astăzi, pentru noi, pilde sau dovezi concrete ale faptului că Sfințenia poate fi atinsă de către fiecare dintre creștini și că ea nu este o stare ce poate a fi atinsă doar de către anumiți oameni cu anumite calități sau chemări, iar de către alții nu. Toți suntem chemați, ubiți mei, la Sfințenie. Porunca se află în textul sfânt, citesc un text din Vechiul Testament, din Cartea Leviticului, capitolul 11, versetul 44, unde se spune, fiți sfinți, iar Mântuitorul ne îndeamnă spunând, drept aceea, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Am citit din Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetul 48. A fi desăvârșit înseamnă, de fapt, a fi sfânt. Așadar, aceste afirmații ne dau prile să ne întrebăm, ce este un sfânt? Iubiții mei, despre sfințenie și despre sfinți, Oamenii și-au făcut părerile cele mai ciudate și mai confuze de cele mai multe ori de parte de adevăr. Unii cred că sfinții au fost sau sunt aceia care au puterea de a face minuni. Alții cred că Sfântul e pusnicul care părăsește lumea și trăiește în singurătate o viață tristă și amară. O altă categorie de oameni cred că Sfântul este un om fără de păcat. Dar să nu facem judecăți pripite. Nici minunea nu e un criteriu de sfințenie, nici retragerea în singurătate. Este adevărat că o bună parte din mari oameni ai vieții religioase au săvârșit minuni și au avut revelații speciale de la Dumnezeu și au fost înzestrați cu daruri aparte. Dar nu numai pentru aceasta sau pentru acestea au fost ei canonizați de către biserică și decretați sfinți. Factorul miraculos a fost de mică importanță în declararea lor ca sfinți. În istoria creștinismului au trăit, după cum se știe, mii și mii de oameni venerați acum de către noi ca sfinți care n-au făcut nicio fapte miraculoasă, adică nicio minune. Spre exemplu, Fecioara Maria n-a făcut nicio minune. Nu știm, nu ni se spune, afară de faptul de a considera minune de sigur nașterea din sângiuirile ei a Dumnezeu omului Isus Hristos. Sau Sfântul Ioan la fel n-a făcut nicio minune și totuși despre el a spus Mântuitorul Hristos că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie. La fel cu privire la viața ascetică, numai puțini oameni au fost pusnici și monahi. Cei mai mulți sfinți au trăit în mijlocul semenilor lor, în societate, au avut profesiuni profane, Fine gustori, meseriași, alții militari, vameși, ba chiar demnitari de curți imperiale sau chiar rege. Cât despre păcat, ce se spunem, este suficient să ne amintim de unii oameni care, ca și noi, au fost supuși ispitelor și păcatului și care astăzi sunt sfinți. Mulți dintre ei, înainte de a se întoarce la Dumnezeu, Chiar au păcătuit mult și greu. Este de ajuns să ne gândim la Saul din Tars, spre exemplu, viitorul apostol Pavel, sau la Maria Egipteanca, sau la fericitul Augustin. Și atunci, desigur, ne întrebăm ce este un sfânt. Iubiți ascultători, textul Evangheliei Duminicii, întâi după Rusalii, ne dă o parte din răspuns la această întrebare. Ea este o Evanghelie a unor sentințe pronunțate de către Isus, deloc ușor de înțeles și de răspuns la ele. Sunt categorice, severe și greu de pus în practică. Iată care sunt acestea. Prima sentință. Pe cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. A doua. Dar de cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor de acela mă voi lepăda și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. A treia. Cel ce iubește pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. A patra. Cel ce iubește pe fiul său ori pe fica sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și ultima, a cincea. Și cel ce nu-și ia crucea sa și nu urmează, nu este vrednic de mine. Am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 38. Sunt cinci așadar, cinci sentințe care i-au nedumerit pe Apostoli. Trebuie să recunoaștem că nici pentru noi ele nu sunt mai confortabile, pentru mintea noastră, pentru rațiunea noastră. Astfel că ceilalți apostoli, pomeniți în fața lor, l-au pus pe Petru să-l întrebe pe Isus. Iată noi pe toate le-am lăsat și ți-am urmat ție." L-au întrebat pe el, Deci nouă ce ne va fi?" Și măditorul le răspunde, dându-le parcă o satisfacție. Adevăr vă spun vouă că cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, când fiul omului va ședea pe tronul slave sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel am citit din Evanghelie după Matei, capitolul 19, versetul 28. Apoi am mai adăugat un cuvânt, nu numai pentru apostol, ci pentru toți oamenii. Iată care este el. Și oricine a lăsat frați sau surori, sau tată sau mamă, sau femeie sau țarin, sau case pentru numele meu, însutit va primi și viața veșnică va moșteni. Am citit din Matei 19, versetul 29. După ce a rostit aceste sentințe, face o încheiere cam neașteptată față de speranțele pe care le deduse ucenicilor săi. Iată ce spune Isus. Și mulți dintre cei din tâi vor fi la urmă și cei de la urmă vor fi în Matei, capitolul 19, versetul 30. Iubiți ascultători, Textul acestei Evanghelii cere unele explicații cu privire la unele dintre aceste sentințe rostite de către Isus. De pildă, cum să nu iubim pe tată sau pe mamă sau pe copii? Îngăduie cuvintele lui Isus, sentința lui Isus o astfel de interpretare? Sau cum să înțelegem că cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi pe urmă? Cum adică ori ești la urmă, ori ești în față, cum trebuie să înțelegem această sentință? N-aș dori să insist acum asupra explicării, al explicării lor, ci aș dori să mă opresc puțin asupra semnificației textului cu privire la întrebarea pusă mai la început. Ce este un sfânt? Sau altfel spus, cum se atinge sfințenia? Și aceasta pentru că textul Evangheliei Duminicii tuturor sfinților ne spune ceva în acest sens nu ne spune în mod direct ce este un sfânt, dar ne spune ce trebuie făcut ca să devii sfânt. Așadar, înainte de toate, ne spune ceva despre câteva dintre condițiile sfințeniei și anume. Prima, mărturisirea lui Isus în fața oamenilor și nelepădarea de el. Am văzut chiar la început. 2. Adeziunea totală la persoana sa. Și 3 luarea crucii și urmarea lui, de altfel ultima sentință. Nu o să putem nici pe acestea să le analizăm în amănunt, dar la două dintre ele m-aș opri puțin încercând să le găsim un tâlc, pentru că ele ne spun ce trebuie să facem ca să devenim sfinți. Și o să că nu foarte mult. Prima condiție la care mă opresc este aceasta mărturisirea lui Isus în fața oamenilor și nelepădarea de el. Iubiții mei, mărturisirea lui Isus în fața tuturor înseamnă înainte de toate a recunoaște ca Dumnezeu. Recunoscându-L ca Dumnezeu, automat nu ne considerăm autonomi, ci firește dependenți de El, atât cu privire la începutul, cât și cu privire la sfârșitul nostru. De aceea le vine unora greu să creadă în el, pentru că acest lucru presupune dependența de el. O știm cu toții că dependența de cineva nu-ți permite să faci chiar tot ceea ce vrei tu. Dependența de cineva înseamnă, de fapt, apartenența la un sistem de reguli, de principii, la o anumită ordine impusă de persoana respectivă sau chiar de instituția de care depins. Pe toate aceste principii și reguli trebuie să le asculți, să le respecti, să te conformezi lor. Dependența de Isus înseamnă la fel să-L asculți, să-I urmezi cuvântul și poruncile, să te conformezi regulilor din instituția pe care El a creat-o și în care te-ai născut prin botez și anume biserica. Și această urmare sau conformare cu poruncile Lui să știți că nu e deloc ușoară. Ea presupune renunțări, sacrificii, curaj și demnitate. Sigur, ne întrebăm, când nu-i respecti poruncile, ce se întâmplă? Răspunsul este foarte simplu. Atunci te lepezi de el. Când îți este rușine, spre exemplu, să te închini în autobuz, în tren, în mașină sau pe stradă fiind și treci pe lângă biserică, zic și -ți este atunci rușine să te închini sau te eschivezi atunci te lepezi de El. Când nu accepti dependența de El, te lepezi de El. Și atunci te socos pe tine în centrul lumii și socotești că totul se învârte în jurul tău. Și aceasta e o mare nebunie. De aceea suntem datori să-L mărturisim toți pe Isus, cu curaj. Părinții să-L mărturisească pe Iisus în fața copiilor, prin propria lor viață, prin propria lor viață morală, Copii sunt datori să-L mărturisească pe Iisus în fața colegilor lor, prin a vorbi despre El și a nu se rușina de acest lucru. Noi toți trebuie să-L mărturisim pe Iisus prin demnitate și curaj în a ne asuma ca directivă de viață valorile creștine și a combate pe toți cei care le neagă deliberat, spunând acest lucru răspicat ca o declarație publică de credință. Să știți cu o declarație ascunsă că ești creștin e compromisătoare și condamnabilă. Certitudinea că ești un sfânt vine din efortul pe care îl faci. Corectitudinea, demnitatea, curajul mărturisirii adevărului, să știți că sunt căi ale sfințeniei. Iată așadar unde trebuie să-i vedem pe sfinți și unde trebuie să-i căutăm. Să știți și toți trebuie să cunoaștem acest lucru, că în rândul lașilor, a tăgăduitorilor, a trădătorilor, a oamenilor cu două fețe, nu există sfințenie. Chiar dacă aceste atitudini sunt de formă așa cum uneori unii se scuză și nu sunt din conștiință, poate să fie și așa. Dar trebuie să știm că de aceștia oamenii n-au nevoie, iar Iisus Hristos se leapădă și el. O spune răspicat în Evanghelia Duminicii de mâine. De cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor, spune Iisus, de acela și eu mă voi lepăda în fața Tatălui meu care este în ceruri. Curajul de a mărturisi pe Hristos și demnitatea de a fi creștin, acestea l-au făcut pe Constantin Brâncoveanu un sfânt nu pusnicul, că n-a fost un pusnic, nici sihătria, că n-a fost în mănăstire, nici minunile, că n-a făcut niciuna, ci curajul și demnitatea de a fi creștin. Iar pe fiul său mai mic, Mateiaș, care s-a înfricoșat la un moment dat în fața martirului, voind să se lepede de Hristos, o singură privire plină de demnitate a tatălui său și o vorbă plină de curaj L-au făcut să primească senin moartea și să devină și el un sfânt. Acesta este exemplul părinților pentru copiilor: curajul și demnitatea. Doar aceste exemple îi întăresc și fac demn în viață, ajutându-i să pășească pe calea sfințeniei. A doua condiție care trebuie urmată pentru a obține sau pentru a atinge sfințenia este luarea crucii și urmarea lui Isus. Iată ce ne spune el în Evanghelia Duminicii tuturor Sfinților. Și cel ce nu ia crucea sa și nu urmează, nu este vrednic de mine. Nu voi insista, iubiții mei, asupra acestei sentințe, pentru că ea mai face obiect de analiză cel puțin de două ori încă pe an. Dar aș vrea să spun un singur lucru legat de luarea crucii și care vizează o condiție a sfințeniei. Înainte de toate, luarea crucii însemnează a-ți asuma destinul și când acesta nu este foarte roz, adică ați asuma fără cârtire greutățile, bolile, încercările vieții. Aceasta înseamnă a-ți lua crucea. Dar ați asuma acest destin nu se poate fără o smerenie. Dar nu o smerenie etalată, care se prezintă pe ea însăși, zicând: Iată-mă, sunt aici, eu sunt smerenia sau eu sunt cel smerit. Spun că smerenia e importantă în asumarea crucii, și smerenia e o caracteristică a sfințeniei. Smerenia etalată nu duce la sfințenie, ci la slavă de șartă. Sfântul care se știe sfânt, să știți că nu e sfânt. Adică acela care se crede virtuos, care și arogă sfințenia, acela nu e sfânt. Opulsul smereniei este mândria și slava de șartă. Mândrie când te lauzi tu, iar slava de șartă e atunci când te lași lăudat de către alții. Nu cumva uneori ne smerim ca să fim lăudați de oameni și astfel în smerenia noastră să fim confundați ca sfinți sau cu sfinții, cu oamenii care numai un pas mai au până să fie sfinți? Cred că adeseori acest lucru se întâmplă. Se spune că într-o mănăstire un călugăr îi mărturisea mereu starețului cu toată smerenia. Părinte stareți, zicea el, sunt un păcătos, sunt mai rău decât toți ceilalți, nu sunt bun de nimic. Și aceasta se repeta mereu. Dar într-o zi starețul s-a gândit să-i pună smerenia la încercare, să vadă dacă e autentică sau nu. L-a chemat și a zis, Uite, frate, am auzit despre tine că nu prea îți faci datoria, că lipsești de la pravilă, că te porți arogan față de ceilalți, că mănânci prea mult, că dormi prea mult. Ba mai mult frații spun că nu ești bun de nimic. Și dintr-o dată tânărul călugăr s-a prins de furie și replică starețului. Nu se poate, părinte. Cum adică? Eu nu-mi fac datoria? Cum? Ceilalți care sunt leneși, clăvetitori și așa mai departe, cum sunt ei mai buni decât mine? Cum? Eu sunt chiar cel mai rău. Nu o se poate, părinte stareț. Și atunci starețul i-a răspuns. Du-te, nu ești zmerit cum ai spus, ci mândru. Tu ai încercat să te zmerești fals când îți spuneai că ești păcătos, că ești mai rău decât ceilalți și ia uite acum nu suporți acest lucru să ți se spună. Smerenia, i-a mai spus starețul, devine virtute când îndreaptă slăbiciunile și păcatele nu când doar le afirmă și le ascunde. Și smerit nu e cel care zice despre sine că e smerit, cum spui tu sau cum spuneai tu, ci acela care rabdă cu smerenie și adevărul și neadevărul spus de către alții despre sine. Însă, iubiții mei, asta nu înseamnă că trebuie să capitulăm în fața calomniilor, în fața neadevărului, în fața nedreptății, acceptând pasiv tot ce se spune rău despre noi. Nu, trebuie să replicăm. Și mătitorul a replicat în fața nedreptății. I-a răspuns slugii arhereului Ana atunci când l-a lovit. Dacă am făcut rău, zice Iisus, dovedește. Dacă nu, de ce mă bați? Cu alte cuvinte, de ce ești nedrept cu mine? De ce nu ești corect? Lovindu-mă când nu merit. Așadar i-a replicat, dar fără ură. Prin urmare, Iubiți ascultători, cei ce fac toate acestea pe care le-ați auzit și cei ce îndeplinesc aceste două condiții asupra cărora am insistat puțin, aceia sunt sfinți. Așadar, iată cât de puțin trebuie să facem pentru a deveni un sfânt. Fiecare putem să devenim un sfânt. M-am oprit astăzi în cuvântul meu doar la două condiții. Aceea de a-L mărturisi pe Isus și a nu ne lepăda de El, de a avea curajul să-L mărturisim și demnitatea în același timp și a doua, de a ne lua crucea și a o purta. Dar ca să poți să-ți iei crucea și să o porți, trebuie să ai smerenie. Aș încheia cu un text din epistola către evrei, citind din capitolul 12, versetul 1. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne ține așa de strâns și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte.